Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Astăzi a avut loc o nouă întâlnire pe tema strategiei de dezvoltare a VEJ-ului. Angajații ceh încep lucrul după noua reorganizare, iar închiderea minelor Urican și Paroșeni este aproape de recepția finală. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Se zvonește că poluarea de pe Jiul de Vest, acolo unde săptămâna trecută mii de pești au murit, ar proveni fie de la preparația Coroiești, fie de la termocentrala Paroșeni. Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara a precizat că niciuna dintre cele două unități nu este de vină, deoarece una este închisă, iar cealaltă nu a funcționat toată săptămâna trecută. De la Complexul Energetic Hunedoara, atât Paroșeni cât și Coroiești vă dau asigurări că nu. Noi mai mult săptămâna trecută nu am lucrat cu Zina pentru că toată săptămâna Zina Paroșeni nu a fost în funcție. Cu atât mai mult vineri nu s-a lucrat la Complexul Energetic Hunedoara pentru că a fost zi nelucrătoare, a fost de ziua minerului. Deci nu de la noi provin lucrurile care s-au întâmplat pe Jiu. N-am cunoștință de unde. Știu că inclusiv biroul nostru de mediu a luat probe de acolo, probe care au fost bune, deci în niciun caz nu noi am poluat Jiu. Localnicii din Aninoasa îi bănuiesc pe hoții care frecventează preparația Coroiești că ar fi făcut ceva care să provoace dezastrul ecologic. Nu am idee de hoți, dacă au făcut ei ceva, nu știu, eu din câte știu de la noi, uzină sau Corești, nu. Alte lucruri nu pot să vă dau pentru că chiar nu sunt în domeniu, nu știu de unde ar putea să fie poluarea de pe Jiu. Reprezentanții Apelor Române și ai Gărzii de Mediu au prelevat probe de la apă și pești pe care le-au trimis la un laborator din București pentru analize toxicologice, iar acum se așteaptă rezultatul. Astăzi la Petroșani a avut loc o nouă întâlnire pe tema strategiei de dezvoltare a VEJ-ului. Întâlnirea a avut loc la Universitatea din Petroșani, unde s-a pus în discuție atât înființarea IT Valejiului, cât și planurile de dezvoltare a regiunii. Primarii VEJ-ului sunt însă sceptici în ceea ce privește atragerea de fonduri europene pentru următorii ani și dau vina pe Guvernul României. Astăzi a avut loc o întâlnire între toți factorii responsabili din Valea Jiului în legătură cu Asociația de Dezvoltare Valea Jiului, vorbim de ITI, și practic au fost toți primarii, sau mă rog, aproape toți primarii din Valea Jiului, ONG-urile, cei de la ADR, cei de la Ministerul Fondurilor Europene, în care s-au pus la punct anumite detalii, proceduri ce trebuie urmate pentru a finaliza această procedură de înregistrare ca să ajungem practic la acel ITI dorit de toată lumea în Valea Jiului. Și sigur s-au discutat și probleme legate de strategie, atât din partea mediului de afaceri, din partea UAT-urilor, în legătură cu îmbunătățirea acestei strategii, pentru că se pare că sunt șanse mari ca în luna octombrie, noiembrie, această strategie să treacă prin o hotărâre de guvern, deci să fie parcursă și această etapă. Am ajuns în finalul acestei lupte pe care am dus-o până acum. Am ajuns în stadiu ca această strategie în sfârșit a fost depusă de PricewaterhouseCoopers la minister. Va urma aprobarea prin hotărâre de guvern și astfel noi am făcut consiliile locale de mersurile care le-am avut pe plan local, am adoptat hotărâre de consiliu și urmează înființarea asociației și începem să stabilim pașii în perioada imediat următoare. Termenii deja s-au prelungit foarte mult și vreau să vă spun faptul că noi nu cred că vom reuși să depunem efectiv proiecte pe fonduri europene decât abia în anul viitor, undeva pe la jumătatea anului. Din păcate, acest mandat al nostru de primar este compromis datorită acestui aspect. Proiectele pe care noi le avem pregătite, proiectele pe care le avem inițiate, dacă vom reuși să le depunem, așa cum am spus, la jumătatea anului viitor. Un lucru destul de rău, din punctul meu de vedere, pentru că până să ajungem la implementare vom trece poate de 2024. Ori nu știu ce se întâmplă la guvern, ați văzut și dumneavoastră, ei se ceartă, sunt în campanie electorală, în loc să-și facă treaba, nici la momentul ăsta n-avem aprobat pe PNR-ul, care a fost respins de Bruxelles, și lucrurile de acolo sunt blocate. Deci până nu se aprobă planul de reziliență, nu se poate trece mai departe. Nu se pot face alocări, nici pe POR, nici pe ITI, de care vorbea colegul meu, Dănuț Buhescu. Noi am făcut
ceea ce a ținut de noi, am înființat acea asociație, am participat la foarte multe ședințe la guvern pentru a fi înființat ITI, dar din păcate, așa cum am spus, efectiv, finanțările nu vor ajunge în Valea Jiului decât poate în 2024. Domnul primar vrea să, și aici se referă la faptul că trebuia să înceapă noul exercițiu financiar european în 2020, 2020 a trecut, 2021 trece, sigur nu se va întâmpla nimic, din păcate, și mă tem că este optimist când spune că la jumătatea anului viitor guvernul va reuși să facă toți pașii necesari cu Comisia Europeană pentru tot ce înseamnă programe operaționale, regionale, POIM, POR, ITI, tranziție justă, PNRR-ul este cheia, pentru că după ce ai PNRR-ul, după aceea se vor negocia celelalte programe. Și mă tem că va fi o întârziere de 3 ani, datorată guvernului nostru, din păcate. Și e păcat, dar noi suntem pregătiți deja cu proiecte, dar nu le putem depune. Pentru că acele proiecte, studii, probabil că vor mai trebui gândirite, vor mai trebui adaptate la viitoare ghiduri de finanțare, pentru că vor fi ghiduri despre care noi încă nu cunoaștem 100%. Ei ne-au sugerat, faceți proiecte, faceți, gândiți-vă repede, dați-i drumul la studii de fezabilitate, noi am făcut lucrul ăsta. Dar, din păcate, domniile lor sunt în campanie electorală sau nu știu în ce, numai pentru noi nu este bine. Pentru țară, nu doar pentru Valea Jiului. Sunt total de acord cu colegii mei și confirm faptul că suntem întârziați cu aceste finanțări, dar totuși vreau să fim optimiști, să nu plecăm de aici cu un aer pesimist. Cred că astăzi am mai făcut împreună un pas înainte, împreună cu primarii din Valea Jiului, împreună cu ONG-urile și cu oamenii de afaceri. Am tras câteva concluzii care sunt importante pentru următorii pași pe care trebuie să-i facem în acest ITI și eu personal am speranță că vom avea succes cu aceste proiecte. Singura problemă, așa cum s-a spus, se vor întârzia, oamenii știm cu toții nu mai au răbdare Valea Jiului și totodată nu mai cred, pentru că în atâția ani s-a promis atâtea lucruri pentru Valea Jiului încât am ajuns să nu mai credem nimic și chiar noi, cei care ne-am adunat astăzi, să fim sceptici și să avem impresia că nu se va rezolva nimic. Dar nu trebuie să lăsăm pesimismul să ne domine, noi trebuie să mergem mai departe și împreună cu primarii din Vale vom face tot ceea ce ține de noi să atragem cât mai mulți bani europeni în Valea Jiului, pentru că Valea Jiului are nevoie la acest moment de această infuzie de capital care ar putea duce în 5 ani, 10 ani Valea Jiului undeva sus unde este locul. Universitatea din Petroșani a fost întotdeauna un partener al administrațiilor publice locale, implicându-se constant în dezvoltarea Văii Jiului. A fost importantă întâlnirea de astăzi, mai ales că atât domnii primari, cât și mediul economic și-au spus punctele de vedere vis-a-vis de modul în care se derulează acest ITI și finanțele care trebuie să vină pe acest ITI. Și noi, făcând parte, sigur că ne spunem punctul de vedere și participăm activ, așteptăm ceva mai concret, și anume să începem proiectele concrete în așa fel încât să știm pe ce se poate primi finanțare. Gândim, așa cum am spus, dezvoltarea unor noi programe cu ajutorul acestor finanțări care să sprijine mediul economic, să sprijine OAT-urile din Valea Jiului în dezvoltarea lor, și dorim să lansăm un exemplu, o specializare energetică pe dezvoltarea și fabricarea bateriilor electrice, ținând cont că în România sigur vor apărea câteva fabrici de baterii, numai gândindu-ne la cele două fabrici de automobile care înseamnă Dacia Pitești și Fordul de la Craiova și nu numai. Ba mai mult, o să avem aici Green Line-ul în Valea Jiului și cred că iarăși e o posibilitate de a pregăti specialiști pentru acest domeniu și așa mai departe. Nu e singurul tip de proiect pe care ne gândim să dezvoltăm. Rectorul Universității din Petroșani a precizat că sunt mai mulți factori care au întârziat strategia de dezvoltare a regiunii, însă astăzi s-a făcut un pas important pentru înființarea investiție teritorială integrată Valea Jiului. Până acum, aceste, eu știu, să spunem, elemente birocratice care înseamnă o strategie făcută de PricewaterhouseCoopers,
alte elemente care nu depind nici de Valea Jiului, nici de primarii de aici, nici de membrii IT, nici de Consiliul Județean, ci elemente care depind de alte foruri naționale și internaționale, au făcut ca aceste lucruri să se tot amâne. Astăzi am insistat mai mult, toată lumea a insistat, și domnul primar, și oamenii de afaceri, ONG-urile și noi, ca să se urgenteze acești pași, să se comprime un pic perioada aceasta, astfel încât să vedem ceva concret, măcar anul viitor, acum au spus și dânsii, să vedem ceva concret, viabil și să nu mai rămânem doar la elemente declarative. De săptămâna viitoare, angajații CEH încep lucrul conform noului plan de reorganizare. Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, Cristian Roșu, a precizat că reorganizarea a început cu renunțarea la câteva posturi de conducere. Am trecut de prima etapă, am încheiat programul de disponibilizare. Începând de săptămâna viitoare, începem efectiv lucrul pe planul de reorganizare. Avem în idee să lucrăm cel puțin vreo 2-3 săptămâni pe acest plan. Deja, de exemplu, la sediu am și făcut câțiva pași, am renunțat la 2 posturi de director, director diviziei miniere, director diviziei energetică, ele deja sunt desființate. Și o să mai trecem la organizări de lucru ăsta. Nu ne vom atinge de locurile de muncă din subteran, de oamenii care muncesc. Deci, efectiv, ne vom gândi să reorganizăm lucruri unde se conduce activitatea și unde este nevoie de mai multă implicare. Deși energia se vinde la un preț mare, termocentrala Paroșeni nu are suficientă huilă pentru a funcționa 7 zile din 7 pentru a scoate profit. Din păcate, vă dau același răspuns. Nu putem fructifica piața de energie, adică prețurile mari care sunt astăzi pe piață, noi nu le putem fructifica. Săptămâna aceasta am pornit termocentrala miercuri și astăzi, undeva la noapte, o să oprim. Nu avem cantitatea de cărbune necesară să funcționăm întreaga săptămână sau cel puțin de luni până vineri, ca să putem beneficia de prețurile mari pe energie, care ne aduce nouă implicit venituri cu care am putea să cumpărăm cele necesare pentru buna funcționare a societății, și salopete, și piese, și utilaje, dar, din păcate, nevânzând energie, nu avem bani și nu putem să achiziționăm toate cele necesare. E un lanț din care nu mai ieșim. Sper ca, într-o perioadă scurtă de timp, să vă pot răspunde la întrebarea aceasta și să vă spun da, funcționăm de luni până vineri cu termocentrala Paroșeni și avem cărbunele necesare. Sunt deja premize, mina Livezeni a început să producă o cantitate destul de bună de cărbune față de data trecută, mina Vulcan continuă și ia trendul de a merge bine, mina Lupen și mina Lonea încep și ele cât de cât să-și facă treaba și sperăm ca într-un timp scurt să vă pot da și o veste bună din punctul acesta de vedere. Ajutorul de stat pentru închiderea minelor din Valea Jiului a intrat în contul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului. Minele Urican și Paroșeni se află aproape de recepția finală a lucrărilor de închidere. Avem buget, deci există bugetul, bine că e venit. Închidere, pot să vă spun și repet, Uricani, Paroșeni, am recepție la terminarea lucrărilor. Doar că la Uricani exista o autorizație emisă inițial și cea nouă, lucrări cu comunitatea. Lucrări conform proiectului care a fost trimis și avizat de către Bruxelles. În lucrările cu comunitatea avem drumul de la Puțul Est, care făcea legătura între incinta principală și stația de aeraj Est, fosta stație de aeraj Est, care a deservit unitatea minieră Uricani, și în incinta principală, îngrădirea fostelor lucrări miniere de legătură cu suprafața, Puțul 3, Puțul 4, Planul 15, alei, iluminat, care nu vom putea să le realizăm, că nu am fonduri pentru așa ceva. Aceste proiecte tehnice sunt executate, sunt avizate în cadrul CT-ului intern al Societății Naționale pe care o coordonez și urmează scoaterea lucrărilor pe SEAP, licitație, desemnarea antreprenor. Deoarece mai sunt lucrări de făcut cu comunitatea, recepția finală va fi amânată cu câteva luni. Graficul de eșalonare dat de către proiectant ar fi 4 luni.
Noi ne-am gândit să fie un maxim 5 luni de zile, doar că, repet, este foarte strânsă perioada de turnare, de finalizare a lucrării asfaltul, care vine iarna pe noi. Dacă nu ajungem să finalizăm lucrarea, este greu de început și de executat drumul, pentru că intrăm în anotimpul rece, ploile sunt tot mai puternice când sunt cu cantități însemnate în litri și ar însemna să spele ceea ce noi aranjăm pe drum. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai bun!